Vasile Dâncu a demisionat astăzi din funcția de ministru al apărării, susținând că, citez, nu poate lucra cu președintele Klaus Iohannis. Corvota în rândul politicienilor și atacurile la adresa ministrului demisionar au început imediat după anunț. Plecarea de la vârful MAPN a lui Vasile Dâncu a fost cerută în repetate rânduri de cei de la USR, după ce acesta a declarat că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia. Vasile Dâncu și-a anunțat demisia azi, a motivat spunând că este imposibil să colaboreze cu președintele Klaus Iohannis. La puțin timp după anunț, ministrul demisionar a venit și cu o serie de explicații. Nu știu, de când aud pe surse de 6 luni că trebuie să demisionez și toate celelalte. N-am avut niciun reproș concret din partea președintelui. Nu am vorbit nici astăzi, nici ieri cu președintele Klaus Iohannis. Domnul Ciucă v-a cerut demisia? Nu mi-a cerut demisia nimeni până acum. Decizia vine la aproximativ 2 săptămâni după ce Vasile Dâncu a spus că Rusia are resurse să prelungească războiul și că ideal ar fi să se ajungă la o situație de negociere chiar dacă s-ar ajunge la un conflict înghețat. Negocierea tot ar face mai mult bine decât ceea ce se întâmplă acum. Declarație care a stârnit mai multe revolte în coaliție și a fost taxată și de președinte și de premier. Doar Ucraina va decide când și cum și ce negociază. Probabil unii demnitari de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei. Trebuie să avem o discuție cât se poate de deschisă față de opinia dumnealui și atunci va trebui să tranșăm foarte clar acest aspect. E o montură useristă. La scurt timp după anunțul demisiei, cei de la USR au reacționat și ei. Dan Barna a scris pe pagina sa de Facebook că demisia este un pic târzie, dar perfect justificată. O reacție și mai dură a venit din partea celuilalt vicepreședinte USR. Dâncu trebuia demis de 2 săptămâni, dar Ciucă tremură în fața PSD-ului. Sper din tot sufletul ca actuala coaliție să nu mai privească portofoliile guvernamentale ca premii pentru grupurile din partid și să pună la apărare un om competent. Coaliția a decis. Ministrul interimar al apărării este premierul Nicolae Ciucă. Coaliția discută acum cine va prelua scaunul de ministru după cele 45 de zile de interimat. Conform surselor, pe masă sunt mai multe nume, printre care Mihai Tudose, fostul prim-ministru social-democrat, și Angel Tâlvăr, un deputat PSD de Vrancea. Nicolae Ciucă ar fi vorbit cu liderul PSD, cerându-i să înainteze cât mai repede o propunere de ministru. Totuși, Marcel Ciolacu spune că nu este exclus ca la MAPN să vină și un liberal. Ar putea Ministerul Apărării să fie condus de un liberal. Este posibil orice, se poate negocia. Când ai... Există o coaliție, avem și astfel de dialog. Ce ați vrea în schimb dacă ar prelua Partidul Național Liberal portofoliul de la apărare? Poate nu vreau nimic. Și discutăm acest subiect cu domnul Bogdan Chiriac, jurnalist de CNews și expert analist de politică externă. Vă mulțumesc foarte mult. Sărămâne, doamna Roman, eu vă mulțumesc pentru invitație. Ce semnal transmite România astăzi prin această criză creată la nivel guvernamental în contextul războiului care se desfășoară la granița noastră? Hai să ne gândim. Deci Rusia ce încearcă să facă acum? Să folosească energia drept armă împotriva Uniunii Europene. Și reușește, adică arma aia e utilizată, aveți mișcări mari sociale în Uniunea Europeană, avem criză economică, avem criză energetică, deci arma aia își face efect. Vă dați seama ce subiect pentru propaganda rusă există în acest moment, când ministrul demisionar al apărării spune că demisionează, fiindcă nu poate lucra cu președintele țării, cu comandantul suprem. Deci este unt pe pâine pentru propaganda Rusiei. Dar cum s-a ajuns aici și de ce Vasile Dâncu? Pentru că au mai existat probleme în coaliție, au mai plecat miniștrii. De ce așa? E greu de spus lucrul acesta, mai ales că președintele Iohannis nu a discutat cu președintele Vasile Dâncu în legătură cu acest subiect. De altfel, și public a făcut Vasile Dâncu că nu a discutat cu președintele Iohannis nici în ultimele 2 săptămâni, nici ieri, nici astăzi. Deci, probabil că pe alte canale i s-a transmis dorința președintelui de a schimba ministrul apărării în acest moment. Ministrul apărării, alături de premier, fiind cel mai important om dintr-un guvern aflat în flancul de est al NATO. Mai ales că, doamna Roman, cinstit, toate problemele sunt aici în Marea Neagră. Vedeți că presiunea mare nu e pe Polonia sau pe țările baltice, cum am putea crede. Nu. Aici sunt amenințările cu bomba nucleară tactică în Marea Neagră. Aici este dorința de a ataca, de a se ataca Odessa. Aici e lupta cu Crimea. Deci, în cea mai importantă țară din flancul estic, sud-estic, România, premierul demisionează fiindcă nu poate lucra cu președintele țării. Înțeleg că e supărare la PSD, domnule Chiriac. Haideți să mergem până la Sabrina pentru a vedea ce se întâmplă acolo.
Este ședință de urgență chiar la această oră la sediul Partid Socialului Democraților, doamnelor și domnilor. Așadar, după demisia ministrului apărării Vasile Dâncu, surse PSD susțin că liderii partidului sunt supărați pe președintele Klaus Iohannis, că l-a forțat pe Vasile Dâncu să demisioneze. Iar acum vor să hotărască un răspuns pe măsură. Ce ar putea face în continuare, ne spune chiar acum colegul nostru, Vasile Marcu, este în direct cu noi. Bun găsit, Vasile. Așadar, care este următorul pas din partea socialdemocraților? Din ce spun surse socialdemocrate, în momentul de față, aceștia nu s-ar grăbi să numească un înlocuitor în postul de ministru al apărării al lui Vasile Dâncu, tocmai ca răspuns, ca reacție la felul în care a fost forțat să demisioneze. Spunea chiar astăzi la prânz președintele socialdemocraților că în momentul de față trebuie să facă o analiză, după care vor vedea ce este de făcut în continuare. Trebuie convocat Consiliul Politic al partidului, cel care ar putea desemna un succesor pe postul lui Vasile Dâncu. Deci, vedem nicio grabă în privința socialdemocraților, iar tot surse politice spun că aceștia încearcă să tragă cât mai mult de timp, adică să împingă până la limită cele 45 de zile în care premierul poate rămâne interimar ca ministru al apărării, și asta își doresc, pentru că spunea chiar Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă este fost ministru al apărării, cunoaște foarte bine situația din minister, așa că poate rămâne liniștit perioada prevăzută de Constituție și ca și ministru al apărării. Asta în ciuda faptului că liberalii au transmis deja că își doresc ca partenerii lor de coaliție să vină cât mai rapid cu un succesor. Deci, iată, nu le vor răspunde așa cum se așteaptă liberalilor, ci vor încerca să tragă cât mai mult de timp. Vasile Marcu, îți mulțumim tare mult pentru toate aceste informații. Ana, vin înapoi la tine. Mulțumim, Sabrina. Așadar, domnule Chiriac, îl avem pe Nicolae Ciucă, interimar, pentru 45 de zile. Astăzi Partidul Social Democrat nu a vrut să vină cu un înlocuitor și au insistat ca premierul să preia interimatul și se pare, conform surselor, să-și dorească PSD-ul să prelungească perioada de interimat. Doamne, este cea mai proastă soluție pentru România. De ce? Au loc, după cum știm cu toții, foarte multe ministeriale NATO. Deci miniștrii apărării din țările NATO. Situația e de așa natură, nu? Numai divizia 101 vine în Europa, prima dată după al doilea război mondial. Azi noapte au intrat francezii cu tancuri Leclerc. Știți foarte bine, sunt spaniolii, olandezii, italienii. Au loc foarte multe întâlniri la Bruxelles, ținând seama de situația din teren. Ca să meargă premierul Ciucă la toate aceste întâlniri, că au loc și întâlniri cu premieri, nu e o idee bună. Trebuie un ministru al apărării full-time job, doar dacă are mai mult timp liber domnul președinte Iohannis și ar putea să ia dânsul și funcția asta. Chiar dacă premierul este general și fost ministru al apărării. Da, doamnă, numai că domnul Ciucă, perfect calificat, exact, pentru funcția de ministru al apărării, are altă treabă acum. E primul ministru al țării. Are alte atribuții care țin și de energie, țin și de inflație, țin și de economie, nu doar situația militară. Se vorbește însă de două persoane care ar putea să preia acest portofoliu, domnule Chiriac. Odată se vorbește despre domnul Mihai Tudose, care ar putea să vină, sau un nume nou, nu foarte mulți telespectatori au auzit, de domnul Angel Tâlvăr, senator al Partidului Social Democrat, o persoană care nu a ieșit în față foarte mult. Deși e parlamentar de 20 de ani. Parlamentar, da. De 20 de ani. Două opțiuni minunate pentru România. Domnul Mihai Tudose s-a impus prin faptul că vizita primului premier japonez în România, știți bine, Shinzo Abe, cel asasinat și îngropat în septembrie, a fost domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă la funeralii, a demisionat în ziua în care trebuia să-l primească, lucru care a pus în mare dificultate diplomația română și relațiile româno-nipone. Acum înțeleg că se mai așează lucrurile odată cu nou ambasador Ovidiu Dranga de la Tokyo. Așa. În part, domnul Tâlvăr are un avantaj decisiv, zic eu. Vorbește foarte bine engleză, omul e profesor de engleză. Deci lucrul ăsta ajută foarte mult, fiindcă până la urmă la toate ministerialele NATO practic nu se folosesc translatori. N-ai cum să folosești translator. Ori vorbești limbi străine, nu? Că ați văzut nou premier al Marii Britanii, care este un fel de Barack Obama englez, e indian, are Oxford și Stanford, da? Doamna Roman, mă iertați. Oxford și Stanford. E, măcar domnul ăsta Tâlvăr, care de 20 de ani a stat pe fundul politicii românești, nu-l cunoaște decât cercul său de apropiați, eu acum am auzit despre domnia sa, are măcar avantajul că vorbește limba engleză. Foarte scurt, așadar Tudose sau domnul Tâlvăr?
Eu cred că ar putea să fie și al treilea. Știu că în pole position era domnul Tâlvăr. Domnul Tudose, știți bine că nu se știe dacă e la Pro-România, că el e europarlamentar Pro-România, sau e înapoi la PSD. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chiriac, pentru prezență. Mergem